Un nou titlu de campioană și o calificare în grupele cupelor europene. Acesta este targetul Astrei Giurgiu, după cum a declarat recent antrenorul Marius Șumudică, motiv pentru care clubul a deschis sezonul de transferuri, mai ales după ce Queiroz a ales să lase Astra pentru campionatul Portugaliei. Numărul 1 la cei transferați la Astra a fost Cristi Vangeli, fotbalist albanez de 30 de ani, de la Skenderbeu, după ce Astra îl transferase în luna mai pe mijlocașul Silviu Balaure. Vangeli a semnat un contract valabil pe 2 ani și a ajuns în Slovenia, unde a intrat direct în programul de pregătire impus de Șumudică. Program în care a intrat și primul joc de verificare în cantonamentul din Slovenia, în care Astra a întâlnit echipa georgiană Cicura Sechere, echipă care va participa în preliminariile Europa League. A fost 1-0 pentru Astra la capătul unui meci în care golul a venit de la una dintre achizițiile verii, respectiv de la Balaure, jucător adus pentru a completa efectivul de jucători under 21 și care a marcat în repriza secundă prin pasa unui alt coleg din aceeași categorie, internaționalul de tineret Alexandru Ioniță. Marius Șumudică, tehnicianul echipei noastre, i-a trimis în teren pe Gavrilaș, Alexandru Stan, Oros, Geraldo, Junior Moraes, Seto, Lovin, Bugema, Boldrin, Teixeira și Daniel Nicolae. Pe parcursul meciului a mai intrat Boșneag, schimbat cu Dandea, Balaure, Ioniță, Moise, Răileanu, William Beamorim, Alves și Gheorghe, în timp ce Florea Nicorescu și noul venit Vangeli au fost menajați. Următorul joc amical al Astrei va fi mâine 22 iunie cu prim divizionara austriacă Sturm Graz.